Mă uit, din păcate, cu regret la PNL. Din păcate, PNL este condus acum de o reîncarnare a lui Bill Kill, cel care a ucis și ultimile fărâme de liberalism din partid. A fi liberal în PNL a devenit o crimă care este pedepsită cu izolare. Nu este de mirare că puținii membri de partid care mai cred în valorile și principiile liberale și care au rămas acum în PNL sunt marginalizați.